Astăzi, pentru toți amatorii creației lui Pușkin, este o zi deosebită. De la nașterea marelui poet rus au trecut 220 de ani. Puține sunt orașele care se pot mândri cu faptul că au fost vizitate de marele poet. În acest sens, Chișinăul a avut noroc. Mai mult ca atât, perioada exilului în Sud este considerată un moment de cotitură în viața și creația lui Alexandru Pușkin. La Chișinău, sărbătorile dedicate aniversării geniului au început în grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt și prin depunerea de flori la bustul poetului. La eveniment au participat reprezentanții ai administrației prezidențiale, ai corpurilor diplomatice, deputați ai Partidului Socialiștilor, personalități publice și oameni de cultură, activiști ai gărzii tinere și simpli admiratori ai creației lui Pușkin. Noi iubim această zi și, în general, îl admirăm pe Pușkin. Creația lui, poeziile, poveștile, nu îl vom uita niciodată, este poetul preferat. Eu cred, el trebuie ținut minte, deoarece versurile lui te învață multe și, cum spunea marele poet Pușkin, «Сказка ложь давней намек». Pentru mine, această zi, în primul rând, este una foarte importantă. Eu consider Pușkin e veșnic. Vă felicit cu jubileul marelui poet. Noi, generația mai în vârstă, l-am studiat pe Pușkin în școală. În plus, pentru noi, cei care locuim și ne-am născut în Moldova, este foarte important că Pușkin a dedicat poezii Moldovei. Printre admiratorii talentului marelui poet se numără consilierul președintelui în domeniul educației, științei și culturii Corneliu Popovici și ambasadorul Rusiei în Republica Moldova, Oleg Vasnețov. Разрешите от имени президента Республики Молдова. Permiteți-mi în numele președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, să ne felicităm pe toți cu ocazia Zilei Limbii Ruse. De asemenea, sincere felicitări popoarelor Rusiei și Republicii Moldova cu ocazia aniversării celor 220 de ani de la nașterea marelui poet rus, Alexandru Pușkin, a cărui viață și muncă sunt strâns legate de țara noastră. Cea viață și творчество тесно связана с нашей страной. День памяти великого русского гения. Ziua comemorării marelui geniu rus Alexandru Sergeevici Pușkin. Îl onorăm pe un mare diplomat, maestru al cuvântului, al creației rusești, creatorul limbii ruse moderne. Nu este întâmplător faptul de ce numeroasele lucrări ale lui Pușkin au fost traduse în aproape toate limbile lumii, inclusiv și în limba moldovenească. 3 ani din viață poetul i-a petrecut în Moldova, aici fiind îndreptat de imperator. 3 ani de viață în Conducătorul Rosotrudnicestvo Moldova, Mihail Davidov, a subliniat că acest an aniversar este deosebit. El a salutat faptul că în Republica noastră se desfășoară un număr atât de mare de evenimente consacrate acestei date memorabile. Pușkin nu este un om străin pentru Moldova. În Moldova, Pușkin este iubit, onorat, anume din acest motiv, la aceste evenimente dedicate poetului, participă toți de la mic la mare. Se depună flori la bustul marelui clasic, au venit și activiștii gărzii tinere, în frunte cu deputatul PSRM, Vladimir Odnostalco. După cum puteți vedea, astăzi aici sunt mulți tineri care au venit să depună flori cu ocazia acestei aniversări. Este un lucru foarte plăcut. Aceasta confirmă faptul că oamenii îi citesc creația, înseamnă că părinții îi educă corect, iar băieții înțeleg că le este necesar, deoarece ceea ce a făcut Pușkin se întruchipează în ei. Ceea ce a făcut Pușkin se află în rezonanță cu lumea lor interioară. Membrii gărzii tinere susțin că creația lui Pușkin servește ca un început unificator pentru generația tânără. Astăzi este ziua de naștere a marelui poet rus Alexandru Pușkin. Am venit aici pentru a aduce un omagiu și un respect marelui poet rus. Eu consider că Alexandru Pușkin este clasicul secolului de aur al poeziei poporului rus și a literaturii ruse. El este foarte important pentru noi ca fondator al limbii ruse în care comunicăm acum. El este primul care a făcut-o anume în această formă. Noi trebuie, generația anietate, dar mai cu seamă generația tânără, să cinstim această tradiție și să venim aici în fiecare an, în data de 6 iunie.